Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Personalitate sofisticată, dacă te-ai născut pe 27 noiembrie, ești incredibil de sensibilă la nevoile și dorințele celorlalți. Ești deșteaptă, inspirată, dar poți fi nerăbdătoare și impulsivă. Visătorul care trăiește în tine vrea să existe într-o realitate idilică, utopică, unde fiecare are tot ce are nevoie. Cu toate acestea, dacă lași inima să-ți controleze mintea practică, te poți scufunda în problemele altora atât de mult încât potențialul tău se va pierde în vise fără scop. Tu, fie generezi emoție, sau te implici în situații interesante, fie combini ambele proprietăți, ești capabilă să electrizezi tot ceea ce intră în contact cu tine poți fi extrem de impulsivă și rară ori te oprești pentru a te asigura de direcția corectă a mișcării tale. Adesea, intuiția ta nu dă greș, dar uneori te poți pune repede într-o baltă. Îi poți surprinde pe alții cu nervozitatea ta, atât internă cât și externă, te afli într-un fel de mișcare continuă. Ești capabilă cu o energie incredibilă să te străduiești să finalizezi sarcinile la timp? fiind indispensabilă în orice grup de lucru. În plus, simți instinctiv ceea ce au nevoie colegii din punct de vedere tehnic și emoțional, astfel încât poți fi un lider excelent. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, inconstanță, sinceritate, lipsa tactului. Ești o persoană veselă, cinstită și corectă, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici. Sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan, conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsata de obiectivitate sensibilă, ești diferită de alți reprezentanței zodiei. Ești excepțional de amabilă, deschisă comunicării. Nu ești predispusă să critici pe nimeni. Tu cauți nu numai să înțelegi orice persoană, ci și să justifici acțiunile. Ești blândă, visătoare, amoroasă. Poate că ești prea glumeață. Mulți oameni folosesc bunătatea ta. Ești caracterizată de o imersiune excesivă în problemele altor persoane, dar aceste lucruri nu face decât să dăuneze ție, cât și pentru cei care au nevoie de ajutor. Potențialul asistentului ideal este risipită de vise, nevoia ta de bază este libertate absolută de acțiune, iar cei din jurul tău care înțeleg acest lucru vor trăi cu tine în deplină armonie. Dacă întâlnești persoane cu un psihic inflexibil sau partenerii morali prea înalți, poți experimenta o dezamăgire profundă. O astfel de frustrare poate avea o ieșire neașteptată sub formă de atacuri de iritare și furie. În general, furia, atât explicită cât și ascunsă, poate fi o problemă serioasă pentru tine, cu manifestări ascunse de furie. Emoțiile reprimate pot aduce cu ușurință la depresie și la stima de sine scăzută. Înălțimile tale sunt cosmice, iar căderile sunt catastrofale. De obicei, viața ta este precum un pendul, perioadele bune și rele au alternanță destul de lungă. Cu toate acestea, îți este greu să suporti situații fără speranță, din fericire, perioadele de lumină din viața ta sunt cele mai lungi. Viața ta de familie este surprinzător de reușită, pentru că iubești copiii și îți place să-ți faci locuința confortabilă și de încredere. Ești cea mai fericită în acele momente în care îți poți combina dragostea pentru familie cu libertatea de mișcare, dar din păcate, o astfel de combinație în realitate nu se întâmplă des, datorită naturii tale neautoritare, tratezi copiii ca pe prieteni sau frați. O astfel de atitudine este plină de probleme grave pentru acei copii care au nevoie de o figură de părinte puternică, iar acei copii care nu o întâlnesc în familie, încep să se uite în alte locuri. În viața ta multe evenimente sunt legate de cruzime. Fie tu să-ți poți fi supusei cruzimii, fie, în mod inexplicabil, poți deveni crudă pentru mediul tău. Cea mai importantă sarcina planului spiritual pentru tine este de a-ți reduce energia, de a dobândi capacitatea de a face față eșecurilor și schimbărilor. Îmbunătățirea personalității tale este directă legată de capacitatea ta de a înțelege și de a-ți canaliza energia într-o direcție bună. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești simplă, cinstită, veselă și împarți bucurie. Ești o persoană independentă, puternică. Nu accepti conducerea celorlalți. Trăiești după propriile reguli și nu depinzi de opiniile de celorlalți. Ești creativă și polivalentă. Îi captivezi cu ușurință pe ceilalți cu ideile tale și îi inspiri să le realizeze. Obișnuiești să fii lider în profesie și în relații. Nu tolerezi controlul și te străduiești pentru libertate. Cum afectează data de 27 noiembrie soarta ai o personalitate incredibil de încăpățânată și statornică. Ești de bună voie gata să-ți aperi deciziile până la sfârșit. Tu nu renunți la convingerile tale, nu dai bine opinia generală, principalul lucru este obiectivul propus. Aceste lucruri te afectează emoțional, ești ușor excitabilă, uneori poți fi instabilă emoțional. Ai o natură foarte tulbure, uneori rebelă. În urmărirea unui vis, tu -ți de pace. Nu există nicio limită la activitatea ta turbulentă, ești capabilă să-i surprinzi pe ceilalți cu acțiunile tale spontane și negândite. Ești incredibil de energică, ceea ce te ajută să fii permanent în mișcare. În plus, ești incredibil de flexibilă, dacă este necesar, te vei adapta circumstanțelor fără probleme. Ai o reacție excelentă, așa că te simți confortabil în orice companie îți este ușor de plecat, fără probleme, îți poți împacheta agențiile într-o oră și te poți muta să locuiești într-un alt oraș. În orice caz, te bazezi pe intuiție, dar uneori îți aduce la mari probleme. Se întâmplă să respingi oamenii de la sine cu inconstanța ta și un fel de nervozitate, dar datorită energiei tale, te străduiești să îndeplinești sarcinii realiste. Pentru tine sarcinile asumate sunt obligatorii? Principalul lucru este să faci totul la timp. În ciuda stării tale emoționale instabile, poți surprinde starea de spirit a celorlalți. În ceea ce privește munca, aceste lucru te ajută foarte mult, pentru că înțelegi clar ce ți se cere, de ce au nevoie colegite. Deși, natura ta este astfel încât să nu accepte restricții de orice natură, nu este tipic pentru tine să comanzi sau să restricționezi acțiunile cuiva pentru tine, principalul lucru în viață este libertatea norice. Te străduiești pentru exprimarea liberă a emoțiilor tale. Nu poți tolera atunci când sunt încălcate drepturile tale sau ești limitat în acțiunile tale. Te străduiești să eviți stereotipurile în toate manifestările. Cel mai mult nu tolerezi birocrația. Ai o natură destul de temperată, dar orice flac este capabil să te scoate din fire. Focul de furie care se aprinde în sufletul tău, de regulă, nu face decât să te rănească. Ai o personalitate creativă. Ești iritată de tot ce este plictisitor și blând. Cauți inspirație în natură. Este demn de remarcat faptul că energia ta este capabilă să încarce cu pozitiv pe toți cei care sunt lângă tine. În plus, ai o proprietate uimitoare, să fii participantă la evenimente uimitoare. Datorită acestui fapt, viața ta este unică și colorată, dragoste și compatibilitate, în familie ești un părinte iubitor, adori copiii, animalele de companie, iubești liniștea și confortul în casă, este ideal pentru tine să obții atât stabilitate, cât și libertate, care poate fi folosită din când în când, dar în realitate aceste lucruri se întâmplă rar. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, Singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător, el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul. Dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ai o natură rafinată, te distingi prin compasiune și sensibilitate. Ești prietenoasă, deschisă, sociabilă, nu ești indiferentă de nevoile, gândurile, sentimentele celorlalți, ai tendința să ajuți pe toată lumea și orice, adesea faci aceste lucruri în detrimentul tău însăți, împotriva intereselor tale. Mai mult, un astfel de comportament pentru tine este complet natural, imperfecțiunea lumii te dezamăgește, îți poate chiar provoca o depresie profundă. Ești un profesionist extraordinar, ești inteligentă, ai toate abilitățile necesare pentru a rezolva probleme speciale, dar aplicarea lor în practică nu poate fi făcută în întotdeauna. Motivul este impulsivitatea ta, acționând impulsiv, te oprești rar pe drum pentru a verifica direcția de mișcare. Drept urmare, afacerile suferă, ești un angajat complex, dar o persoană foarte sinceră. Sănătate și boli Suprasaturarea sistemului nervos este principala ta problemă. Suprasolicitarea psihologică dăunează oricui. Caracterul tău sensibil nu face excepție. Ești foarte rar capabilă să depășești astfel de probleme în mod independent, dar te temi de contactul cu specialiștii. Drept urmare, tensiunea se acumulează, situația se agravează. Respectarea unui ritm rezonabil de viață te va ajuta la prevenirea apariției problemelor psihologice și a bolilor provocate de acestea. Nu te grăbi în piscină cu capul. A ajuta pe ceilalți este minunat, dar sacrificiul sănătății nu merită. Este recomandat să găsești un partener permanent care să te înțeleagă și să te asculte, deși această sarcină devine dificilă. Este necesar să ai masa încet într-o atmosferă calmă și relaxantă. Somnul obișnuit, căldura și îngrijirea pot face minuni cu tine. Ți se recomandă alimente grosiere, legume rădăcinoase, pâine, orez brun și alte cereale, paste, pește sau păsări de curte. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o natură persistentă, încăpățânată. Te îndrepți cu încăpățânare spre obiectivele tale decisiv și calm. Realizez totul în viață cu munca ta. Care va fi viața ta, depinde în totalitate de tine însăți. Dacă depui toate eforturile și încerci în mod intenționat pentru bunăstare, vei putea să creezi condiții favorabile pentru tine însăți. Succesul va deveni modul tău de viață. Și dacă mergi cu cărdul, atunci viața va fi gri și deloc veselă. Sfaturi pentru tine Multe lucruri îți sunt iertate. Gândește-te cu atenție la acțiuni, pentru a nu le regreta mai târziu. Controlează uraganul din tine și folosește-ți energia în scopuri creative. Încearcă să te înțelege mai bine. Nu-ți fie teamă să ceri ajutor și clemență.